Enchanté. Ce faceți, dragii mei? Bun venit la un nou daily vlog plin de mașini, cum se putea altfel decât plin de mașini. Stați să-mi scot asta de aici, stați să închid geamurile ca să mă puteți auzi. Că, după cum vedeți, sunt foarte pregătită pentru acest daily vlog, adică sunt profesionist, e dovada de profesionist maxim. Da, m-am gândit de dimineață, așa mi-a tunat mie. Că aș vrea să deschid un daily vlog, pentru că am văzut un comentariu de la una dintre voi, care, apropo, îi mulțumesc și aici pentru comentariu. Și am văzut comentariu și mă uitam la daily vlog că nu mai aduceam aminte ce am zis în daily vlogul ăla. Și mi-a venit așa poftă, zic, ia să fac, măi, un daily vlog, că n-am mai făcut un daily vlog de... Nu mai știu. Cred că ultimul l-am făcut când am fost la... Nu știu unde a fost. Chiar nu mai știu care a fost ultimul daily vlog. Ah, când am fost la muzeul Micu Paris și cum m-am întâlnit cu Sabina, da. Așa, gata, mi-am revenit. Este o dimineață superbă, este ora 7 și 10 și o să plecăm spre oraș pentru că în prima parte a zilei cel puțin eu o să am așa o zi relaxantă de mall, pentru că ce altceva vă poate arăta un vlogger într-un daily vlog decât că merge la mall. Adică, din ce am observat eu, ăsta e standardul. So, mergem la mall de la prima oră, nici nu se deschide. Mallul se deschide la 10, dar noi ajungem la 8, nu-i problemă. O să beau o cafea acolo, că n-am băut, de-aia sunt puțin... cu creierii în toate direcțiile. M-am aranjat puțin, mi-am făcut sprâncenele, nu m-am machiat, mi-am dat doar cu un pic de anticercăm pe aici și restul m-am machiat, că o să am mască pe față și chiar nu are sens să mă machiez. Așa, am un outfit banal, ia stați să vi-l arăt. Vă plac, așa, vă place rochia mea întinsă aici, superb, așa. Outfit-ul banal, îl știți de toate zilele, cred că e a 15.000-a oară când port outfit-ul ăsta. De data asta nu mai am șlițul desfăcut, by the way, că am făcut niște story-uri și aveam șlițul desfăcut și mi-a sărit toată lumea, mi-a băi, șlițul desfăcut. Da, doar șlițul era desfăcut, nimic altceva. Outfit banal, o să-mi iau niște sandale din alea cu platformă, cu talp ortopedică în picioare și o să mai aranjez puțin părul, că mi l-am prins ca să... Îmi fac sprâncenele, dar îmi place cum stă. Ia uitați-l. Zici că l-am ondulat. Ia uite-te la el, bă. Mai are și momente din astea, doar că nu stă uniform când îl prind așa. Dar stă drăguț. So, dimineața relaxantă. Da, să-mi vedeți fața, cum să stau. Așa. Dimineața relaxantă, nu facem foarte multe chestii, caut niște cadouri. Poate văd un film de una singură dimineața la prima oră, dar nu știu cine se duce la cinematograf la prima oră, but whatever. Și cam asta o să fie ziua de astăzi, adică cel puțin prima parte, cum am zis, relaxantă. Mă, ce ochi am. Ar trebui să-mi dau cu un pic de mascara, nu? Eu zici că sunt adormită. În caz ploavele foarte tare, se văd că scăzute în momentul în care n-am un pic de umbră aici. Mai ales asta. Da. Am ceva în ochi apropo de asta. Să vă arăt și pe Udi, pe Miss Chaussette, care și-a mâncat al doilea pliculeț pe ziua de astăzi. Ce ai de spus în apărarea ta? O să dăm faliment cu tine, termita pământului ce ești. Udi? Udi? Psa. Ne faci pe noi în seamă? Bună! Ce faci? Ce faci, șosetuțe? Ce faci, șosete? Ce faci, domnișoară? Ce te sprietă așa? Ce faci, domnișoară? Suntem o domnișoară. Am crescut foarte mult. În două luni a crescut, s-a făcut Dita mai cărlanu de pisică. Și acolo, nu știu dacă vedeți voi, dar aici este zdranță, e luminozitatea prea puternică și în partea aia pe acolo e vulpi, dar nu-i vedeți. Și mamazel s-a mutat ca să-și continue toaleta. Da, basically...
Toată ideea acestui vlog a fost că mi-a venit cheful să fac un daily vlog. Nu este un daily vlog cu plan, adică n-am nimic în plan să fac pentru acest daily vlog. Poate, Doamne ajută, dacă nu plouă, pentru că acum pare să plouă, de-aia mi-am și luat pantalonii lungi ca să nu fie rece. Poate, dacă nu plouă, mergem diseară să facem niște poze în câmp, din alea prin Bălării, știți cum îmi place mie. Și ce mai avem de făcut? Vedem pe ziua de astăzi, dar nu e un vlog planificat, adică habar n-am ce o să iasă, dar am vrut să deschid camera să fac un vlog așa din ăla spontan, cum făceam eu pe vremuri, în vremurile bune, știți voi. So, see you later! Era să zic bună dimineața. Nu știu de ce, dar da. M-am întors de la mall. Este 2:15. Deci e bine. Pentru că... Da, scuzați dezastru de acolo, dar cineva a explodat pe acolo. E bine, pentru că mai am chestii de făcut astăzi. Vă plac ochelarii mei? Da, nu s-ai mei. I-am confiscat și eu și vreau să văd cum mă simt cu ei, că parcă ar fi un pic mai bine cu ei, deși nu-s pe dioptriile mele, dar parcă ar fi bine cu ei, parcă ar fi mai liniștiți decât ochelarii mei, adică nu mă obosesc așa de tare ca ochelarii mei. Și da, am ajuns acasă, n-am luat foarte multe lucruri de la mall. Am căutat, că eram în căutări intense de o cămașă de blugi, da, cât au fost peste tot cămăși de blugi, când m-au inundat, erau inundație de cămăși de blugi, stați așa să dăm asta, cât a fost inundație de cămăși de blugi, mie nu mi-au trebuit, acum mi-a turnat că vreau și bineînțeles că n-am găsit nimic interesant, care am găsit o singură cămașă de blugi, cămașă, nu geacă, în, cred că Mango? CNA? Nu mai știu. Și era uriașă. Nu, la H&M am văzut-o și era uriașă, era pentru plus size, cred. Așa, și da, vă dați seama că nu m-am încumetat la ea. Da, nu-i problemă că nu e ceva urgent, treaba cu cămașa de blugi, poate aștepta și până la primăvară, dacă nu găsesc acum, nu e niciun stres. Am cumpărat câteva chestii, m-am plimbat prin Oșan, am luat ceva, am completat, că aveam de completat un cadou, și m-am plimbat prin magazine după ce s-au deschis. Bine, v-am zis că m-am ajuns pe la 8 și ceva și am băut o cafea la Starbucks, am citit puțin, și după aia... M-am dus și m-am plimbat prin magazine și acum m-am întors acasă. Sunt at home. Am mâncat și un pic la KFC, că n-am mai mâncat la KFC de... nu mai țin minte când. Deci, efectiv, nu mai țin minte când am mâncat ultima dată la KFC. Așa că am mâncat și niște stripsuri și niște aripioare și niște de alea. Așa. Nu pot să zic că îmi mai plac cum îmi plăceau pe vremuri. Și după am venit acasă.
Hai să vă arăt ce am găsit. În primul și în primul rând, captura zilei pentru mine este că am găsit ceva ce caut de ani de zile și nu găsesc. Deci am văzut spray-ul ăsta în Carrefour odată și nu l-am cumpărat. Și de atunci, de ani de zile, caut. Cred că sunt cel puțin 3 ani de când caut spray-ul ăsta de la Garnier. Este Garnier Ambre Soleil spray care se poate pune și peste make-up cu SPF 50. Și știu că se găsește online, doar că l-am găsit pe anumite site-uri de pe care nu mai aveam ce să comand și ca să dau o comandă doar pentru ăsta și să plătesc transportul care costă cât costă ăsta, nu-mi vine. În magazine, în Carrefour, cel puțin pe acolo pe unde umblu eu, nu l-am mai găsit. Acum la Auchan, la Afi, am dat de el și l-am luat, mi-am luat 2, că bănuiesc că o să-mi ajungă destul de mult timp, fiindcă îmi doresc foarte tare să am o mică rezervă de SPF. După aceea, de la Evelyn, mi-am luat un top coat din ăsta pentru semi-permanent, că nu știu unde e top coat-ul meu și am un top coat de care nu sunt prea încântată. By the way, mi s-a rupt și o unghie, poate în seara asta îmi fac și unghiile, unghiile mi le refac. Da, am luat să vedem cum e ăsta, poate ăsta e mai drăguț și rezistă mai bine. Hopefully. Așa? Mi-am luat o mascara de la Rimmel London. Wonder Lux Lash. Lux Volume, pardon. Wonder Lux Volume. Nu vă imaginați că văd mai bine cu ăsta. Văd o idee un pic mai clar cu ochelarii, deci nu vă imaginați că văd mai bine. Așa. Mi-am mai luat un ruj de la Bourjois. Este din colecția nouă și mi-a plăcut foarte tare culoarea asta, care este o culoare așa de vară, dar... în același timp, mi-am pus-o pe buze, dar mi-a șters-o că o aplicasem așa de prost, că mi-era mie rușine să mă uit la mine cât de prost o aplicasem. Este o culoare, dacă vedeți voi, un zmeuriu așa închis, foarte frumos și mă gândesc că este o culoare bună de tranziție pentru toamnă. Adică nu e nici roșu, e un zmeuricios așa, foarte plăcut. Și-am mai luat niște dischete din astea pătrate mari. Și cam asta e toată captura mea pentru mine astăzi, dar sunt foarte încântată de spray-ul ăla de, cu SPF, de protecție, că da, așa. Altceva, am zis că mă duc la film, nu m-am dus, nu mi s-a părut nimic interesant, m-am uitat pe Cinema City, m-am uitat pe site și nu mi s-a părut nimic interesant, adică n-am avut chef de niciunul din filmele de acolo. Am zis, vlogul ăsta este super relaxat, așa, super neplanificat, super chill. So, ce faci, Udi? 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 Nu știe ce vrea, nu știu ce are. Sper din tot sufletul să nu-i fi dat și ei biroza Jimini, pentru că a venit, săptămâna trecută a venit cu... a fost rău. A avut febră și l-am dus la veterinar și ne-a zis că s-ar putea să aibă o viroză pe care o iau mâțele, chiar și mâțele vaccinate. Și i-au făcut antibiotice, dar au umblat de nebun, acum umblă de nebun, e pe câmp, pe undeva, nu știu, că nici n-a venit să mănânce. Și mi se pare că și ea, parcă nu e în apele ei, sper să nu-i fi dat viroza ăla, urâtul ăla. Da, și cam atât, o să vreau să fac ceva de mâncare puțin mai încolo, cred că fac niște fajitas, mi-a tunat mie să fac niște fajitas. Și vedem ce se mai întâmplă pe ziua de azi. Este o aventură, descoperim împreună.
A trecut. Stați așa că am strănutat chiar când să deschid camera și mă simțeam că mai vine unul, dar nu. A trecut. Hello, beautiful people of the universe! Ce faceți? Suntem la ziua a doua de vlog. Nu știu dacă intenționam neapărat să am o a doua zi de vlog. Îmi pare rău pentru aspectul meu răvășitor. Știu că v-am dat un dat pe spate, v-am terminat. Dar, ce credeți? Ieri, după ce mi-am făcut unghiile, că v-am arătat că mi-am făcut unghiile, mi le-am schimbat din roz în roșu, doar pentru că nu mai am culori, trebuie să mă duc să-mi iau și culori, așa, am mai făcut nimicuri prin casă, m-am ocupat de mărunțișuri pe aici prin casă, am mâncat, am făcut fajitas, cum v-am zis, și am adormit la ora 8, cred că era 8 fără când am adormit. Deci știți cum am adormit? Lemn! M-am pus în pat că simțeam așa, că am ochii grei, că nu știu ce, nu mă simțeam foarte obosită. Dar cu toate astea am adormit la ora 8 și aș mai fi dormit mult și bine, dar la ora 12 a început o furtună magnifică și eu cum aveam toate geamurile vraiște, simțeam cum bate vântul așa, bate crivățul prin toată casa mea. Și tuna foarte tare și m-a trezit, după care a venit Gemini acasă și ne-am iubit și n-am mai adormit decât pe la 4, la ora 4 când iarăși Gemini s-a gândit să-mi ceară de mâncare, să-mi zică hello, eu trebuie să plec în tura de dimineață, hai, dăm mâncare de dimineață și exact când am ațipit el s-a găsit să-mi ia une. I-am dat să mănânce, după care la 6 Mademoiselle Udi m-a... un puns, că are așa o chestie, o să încerc să vă filmez, nu știu dacă în daily vlogul ăsta, dar în altul, sper să reușesc să vă filmez, cum mă împunge așa dimineața când vrea să mă trezească, mă dă cu capul ca să, e și a taur, by the way, și mă împunge ca să mă trezesc, ori să-i dau mâncare, ori să-i dau drumul afară și este o fetiță excepțional de curată și de cuminte, deci o ador, este o pisică pe care o ador pur și simplu, nu că pe celelalte nu le-aș fi adorat, pe toate le iubesc, că hai să fim serioși, când văd mâță sau orice ghem de blană sunt topită toată, dar este o pisică extrem de curățică și extrem de cuminte, nu-și face nevoile în casă, acum nici nu mai folosește litiera decât prea puțin, cine știe când, noaptea, dacă are nevoie sau dacă nu-i dau eu drumul exact când trebuie sau foarte rar mai folosește litiera, în schimb vrea afară. Deci de fiecare dată când are nevoie de să se ducă să-și facă treburile, să vrea afară. Și chiță e că ea vrea afară, pentru că udichiță e nu-mi iau una. Dar da, eu am adormit, dar știți cum am adormit? Lemn. Mi-a scris Eugenia pe WhatsApp, mi-au scris toate, îmi veni e-mail-uri, suna telefonul, habar n-am avut, oricum n-aveam telefon lângă mine. L-am lăsat aici în birou și m-a dormit îmbrăcat, nu m-a spălat pe față, nu m-a spălat pe dinți, nu, nimic, lemn, m-a zis, așa. Și m-am trezit în dimineață cu, eram capie, după ce mă treziseră ăștia de 150 de ori și până acum, că este 12 și jumătate, by the way, m-am ocupat cu organizatul pe aici prin casă și cu aranjatul și cu făcut puțină ordine, pentru că mâine o să plec, dacă daily vlogul ăsta intră duminică, să sperăm că intră duminică. Duminica următoare veți vedea unde plec, nu vă zic de acum, că vreau să filmez și acolo. Și am zis să las casa puțin în ordine. Nu e curată, că voi tot timpul îmi scrieți și îmi ziceți, vai Nico, ce curat e la tine. Nu, nu e curat la mine, vă spun eu sigur. Bă, stați liniștite, puteți să vă relaxați, că nu, la mine în casă nu e curat. E cât de cât suportabil, adică este decent de suportabil, dar nu e. Pot să aspir, pot să șterg parchetul în fiecare zi, chiar și de două ori pe zi mi s-a întâmplat și tot nu e curat la mine. Perdelele șifonate, e praf peste tot, deci nu, stați liniștite că nu e curat la mine, este o stare suportabilă de curățenie, știți, cât să nu simți că trăiești într-o cocină. Așa. Și am zis să fac puțin ordine și să atunci să mai șterg pe aici, să mai curăț, ca să atunci când mă întorc, că asta îmi place când mă întorc, să nu simt că trebuie să fac curățenie. Adică să fie casa aranjată, să fie cât de cât în ordine pus. Așa, și cu asta mi-am ocupat timpul până acum. Acum facem un grătar, că de aia nici nu m-am spălat, că o să miros a fum și o să mă miros a grătar, că vreau să facem un grătar, că mai am niște mici în frigider care trebuie să consumați neapărat, că altfel îi aruncăm și e păcat.
Și după aia o să fac nici nu baie și să fac niște poze, că ieri am făcut poze mai mult de o grămadă, m-am dat pe spate făcând poze, dar astăzi vreau să fac câteva poze, să mă editez, trebuie să editez vlogul ăsta. Am niște poze de la o prietenă de editat, că săraca se chinuie cu niște poze din vacanță și a zis că îi le editez eu și dacă nu le editez, după aia plec și nu mai am când și nu vreau să îi le dau peste 5 ani. Și tot așa, cam asta ar fi pe ziua de astăzi. Nu știu dacă e interactiv pentru voi, dar pentru mine este suficient de interactiv. So, da. Acum mergem la grătar. Să vedem. Stați că am apăsat pe ISO din greșeală. Mergem la grătar să vedem dacă nu miroase fum. Oricum, ca să nu miroase fum, că îl fac în spatele casei undeva. Să vedem dacă sunt apte lemnele pentru grătar. Să vă arăt în mare cam ce iau cu mine. Acolo am haine din astea de sport pe care am să le iau în plimbări. În principiu, în astea am să stau cel mai mult pentru că o să ne plimbăm. Am aici pijamale, șosete, măști și pseruri și chestii pe care să le am. Am luat mai multe măști pentru că vreau să stau cu fetele să ne punem măști într-o seară și să povestim ca fetele. Astea sunt porfardurile în care voi pune toate cosmeticele și toate cele. Am prosoape și de principiu cam atât. Mai au niște rochii pentru poze, pentru că unde mergem s-ar putea să fac poze. Și în caz că mi se ivește ocazia să am măcar rochii de poze. Și în rest, cam asta ar fi. Asta este geanta pe care o voi lua la mine, de acolo. Și asta e cam tot ce iau pentru 3 zile. Și astea sunt hainele cu care voi merge mâine îmbrăcată, dar trebuie să le calc. Le-am scos din șifonier și o să le calc. Și da, așa am să merg îmbrăcată. Salutare de la mine și de la o torcăcioasă. Ce faceți? Tocmai a venit la mine în brațe, că n-a vrut să mă bage în seamă în seara asta, nu. A fost ocupată să-și facă toaleta, să se aranjeze, să-și aranjeze muștăcile și să-și scoată fiecare firicel de praf din blăniță. Am fost ocupată, ce știți voi? Ia uitați aici și uitați degețele drăguțe, uitați-o, fetiță. Uitați-o cât este ea de frumoasă și de prințesă. E o prințesă în adevăratul sens al cuvântului. Ce faceți? Eu am făcut o baie, am citit puțin, după ce am vorbit cu voi, de fapt, să o luăm cronologic, după ce am vorbit cu voi, m-am ocupat de niște poze, că v-am zis că am un pentru o prietenă de editat, niște poze, că săraca a fost într-o vacanță și a plătit să facă un shooting și i-au făcut aia numai shooting, nu, el n-a fost ăla, ce poze i-au dat. Și i-am reparat puțin pozele alea, le-am făcut să arate mai de Doamne ajută, atât cât s-a putut, că mi-a dat versiunile JPEG ale pozelor, că asta a primit și ea.
Și le-am reparat puțin, așa am încercat să le fac, să le stilizez, dar mi-a luat destul de mult, că le-am făcut și în Photoshop și în Lightroom și mi-a luat destul de mult și mă ustură ochii. Și am făcut două baie după aceea și am hrănit prințesa și acum ne rugăm la nani. Mi-am pus o mască pentru că îmi simțeam tenul deshidratat și mi-am pus o mască, am citit puțin. Și de principiu cam asta a fost ziua mea. Au fost două zile relativ relaxate. Mâine v-am zis că o să plec, o să vedeți în următorul daily vlog unde plec și ce fac. Și de principiu cam, da, e bine. A fost o perioadă liniștită și mă bucur că a fost așa, că n-are nimeni nevoie de stres. Uf, Doamne, nu știu dacă au auzit, dar toarce. Deci e pe... Așa. Mulțumesc, da. Chiar aveam nevoie să o lavă peste gură. De la tine. Da, chiar aveam nevoie. O, tot. Dar ce se întâmplă cu ochișorii tăi că într-una ți-i șterg și tot uturor sunt? Mă superi. Ți-am șters astăzi, cred că de 5 ori. Avem probleme? Ia, uitați. Suntem la ora de alintat, că avem ore de alintat. În rest, nu... Nu e atât de dornică să ne iubim, dar avem orele noastre dimineața și seara și mai ales după ce când ne lovește oboseala. Că de obicei după ce mănâncă este Speedy Gonzales. De fapt nu este mai ceva ca Speedy Gonzales. Chiar am zis că cei de la Duracell ar trebui să schimbe reclama. Să schimbe animăluciul din reclamă și să o ia pe ea. Că este extra, hiper, mega activă. Și până acum s-a jucat și când s-a jucat, înainte să se spele, bineînțeles, s-a jucat și cu ce credeți că se joacă ea? Știți că v-am arătat că are puful la roșu. Se joacă cu ruleta. Deci nu știu cum a găsit ruleta prin casă. A rămas pe aici, prin casă, pe undeva, ruleta. Și a adus-o de unde a găsit-o ea, că era prin partea elaltă, a adus-o până aici și se joacă cu ea când o apucă. O apucă așa, periodic, să se joace. Ce? Mă scuzi, da, nu ești în... cadru. Mă ierți. Dar cum mi-am permis. Așa. Și, nu, vă zic că face tot felul de prostioare, adică într-una să inventează câte o prostie. În fiecare zi inventează câte o prostie nouă. Dar nu ne pace, că este o drăgălasă și o dulce și este o cuminte. Și, v-am zis, este tare, tare curățică și sunt tare încântată de ea că e curățică și că e o fetiță cu mult bun simț. Da, știți cum e aia cu fiecare cioară, cu pui. Hai, vrei să te dai puțin mai așa că... Stai, o să aluneci, mami. Să aluneci, iubirea mea. Așa, puiulțul meu, da. V-am arătat atunci când am fost la Starbucks că m-am apucat să citesc Seneca. M-a întrebat de ce și este o carte, asta am citit în seara asta, am citit puțin din ea, pentru că am senzația că cartea asta... Trebuie să o iau bucățică cu bucățică ca să pot să diger și să memorez tot ce citesc în ea. Și este... Nu e grea de citit, dar e profundă. Adică dacă citești repede, dacă citești repede ceea ce spune în carte, s-ar putea să îți scape esența lucrurilor. Și este genul de carte pe care eu personal consider că trebuie să o citești pasaj cu pasaj și să gândești fiecare pasaj în parte și să te gândești la ce-ți spune, pentru că sunt niște lucruri atât de simple, dar atât de profunde din perspectiva mea. Da, este o carte frumoasă, îmi place până acum. O să vă mă povestesc oricum mai multe despre cartea asta când o să termin. Și acum este ora 10 și jumătate și mi este foarte somn, având în vedere că nu am dormit azi noapte de foarte bine, mă rog, după 12 nu am mai dormit până pe din dimineață, așa că ne vom culca acum, mademoiselle Udi, da, ne vom culca și nu mă vei trezi, te rog frumos, iarăși pe la 2-3 cum te apucă pe tine, da? Pentru că mâine, mami, trebuie să trezești că de vreme se termine vlogul de editat. Și să-l punem, să-l postăm că pentru fete, ca să aibă fetele la ce să se uite cât suntem noi plecate. Și, stați că a apucat o joacă. Nu mă vei trezi, da? Ca să pot să dorm și eu. Eu zic, eu aud, bineînțeles că nu-i pasă, adică... Așa.
Ea de când a intrat în casa asta s-a făcut stăpână, nu știu cum să vă explic. Dacă ați fost cum, dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că v-am arătat în seara când am găsit-o cum s-a urcat în pat fără niciun stres, adică zice că e la ea acasă de 1000 de ani. S-a urcat în pat, s-a culcat pe pernele mele, n-a avut niciun stres, bineînțeles, cu tot cu chiria și ei, pe care a trebuit după aia să evacuez. Oh, Hristoase! Da, din fericire, mașina de spălat spală rufele și la 90 de grade. Bun, cam asta a fost vlogul de astăzi. O să vă las și celelalte vloguri în descriere, dacă vreți să mai vedeți daily vloguri. Dați un like și un share la clipul ăsta. Puteți să-mi spuneți ce cărți mai citiți voi, ce recomandare de cărți mai aveți pe lângă Seneca, ce o să mai citesc, mai am cărți. Adică nu duc lipsă de cărți pe care nu le-am citit, dar nu strică niciodată o recomandare în plus. Să aveți o zi, seară, dimineață minunată, oricând vă uitați voi la mine. Mulțumesc dacă ați ajuns până aici, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie!